Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și de toate vă spun și în această seară, același Marius Dumitache alături de colegii mei din Regia Tehnică, doamnelor și domnilor, iată proiecte pentru dezvoltarea Târgoviștei, ca în fiecare săptămână, miercuri seara, exclusiv prezent la noi în studio, domnul primar al municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stan. Știți foarte bine, din punct de vedere politic, domnia sa este președintele organizației municipale PSD Târgoviște și secretar executiv al organizației județene PSD Dâmbovița. Bună seara, bine ați revenit, domnule primar! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație, onoare pentru mine să fiu din nou în studio Columna TV în fața dâmbovițenilor, târgoviștenilor care urmăresc Columna TV. Și noi apreciem faptul că dumneavoastră, oricum, de când sunteți primar, nu numai în campania electorală, în fiecare săptămână, ați făcut timp să veniți în fața publicului telespectator de târgoviștean, dâmbovițean și nu numai, și să prezentați, cum s-ar spune, un raport de activitate săptămânal. Dar până una alta, până la administrație, începem cu prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, domnule primar, chiar astăzi. Cabinetul Orman a găsit o soluție de a evita votul în Parlament, știți foarte bine, și ne-am ales fără a exista vreun vot în Parlament, pentru că se știa că urmarea formării unei noi majorități parlamentare, PSD, Pro-România și ALDE, domniile lor au susținut că nu vor vota prelungirea stării de alertă. Iată că onor guvernul Orban a găsit o metodă, o soluție, tocmai pentru a evita votul în Parlament. Și ne trezim cu încă 30 de zile de stare de alertă. Bun, acum ignorarea Parlamentului ca și organ suprem de conducere nu e o noutate. Nu e regulă. Nu e o noutate. Nu e o noutate și nici nu e regulă. Bineînțeles. Mai departe, actualul guvern face ce știe mai bine. Ignoră Parlamentul, ignoră românii, ignoră economia României. Suntem în momentul de față într-o situație destul de rea din punct de vedere economic și poate că aici este elementul cel mai important de care discutăm în momentul de față. Sigur că poate se impuneau unele restricții, poate se impunea să avem un cadru în care să se mai poată păstra anumite interdicții, însă păstrarea ca atare a stării de alertă mi se pare o exagerare în momentul de față. Mai ales pentru semnalul care se dă, repet, din punct de vedere economic. Starea de alertă este o stare cu caracter excepțional, o situație cu caracter excepțional, nu poate deveni o normalitate, iar mesajul care se transmite este unul deosebit de negativ. În contextul în care, am mai spus lucrul acesta, dar mă văd nevoit să repet, după mult timp, în județul Dâmbovița, discutăm de concedieri colective. Reprezintă un barometru destul de clar pentru impactul pe care îl avem din punct de vedere economic. Pe de altă parte, sigur că starea de alertă permite luarea unor măsuri de schimbare a directorilor de spitale, de instituții sanitare și așa mai departe, un instrument la îndemâna guvernului. Iar lucrul acesta este utilizat, chiar dacă schimbarea, eu știu, unui director de spital se face cu o persoană care a lucrat pe la pompe funebre, da? De asemenea, că toți suntem la acest capitol, avem situații în care oameni care n-au avut nimic în comun în întreaga activitate profesională sau meseria pe care o practică, au meserii de altfel onorabile, eu știu, coafeză, care a fost persoana care a fost numită secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, deci persoane care nu au avut nimic în comun cu activitatea aceasta, gestionarea fondurilor europene, a finanțelor și așa mai departe, ajung în anumite funcții cheie. Din păcate, un semnal la fel de negativ avem și din zona educațională. Sistemul educațional în momentul de față este bulversat total. Nimeni nu
știe ce se va întâmpla, nu există o predictibilitate cu privire la măsurile care se pot lua. Am citit și eu de curiozitate acele ordine care au fost date. De altfel, aceeași lipsă de predictibilitate o avem și la normele care sunt edictate. Norme care sunt date în noaptea asta, la valma una peste alta, și produc efecte mâine dimineață. Mâine dimineață, da. Și după aceea avem și caracterul sancționatoriu. Da? Vom uita și eu puțin, spre exemplu, posibilitatea deschiderii creșelor, grădinițelor, after school-urilor în perioada de vară. Și n-am înțeles dacă modul în care era dictată norma legală impunea sau nu purtarea măștii pentru copii. Da? Deci mi se pare o chestiune așa, elementară. Da, care să poată stabili, ca să putem stabili exact care sunt condițiile. Mai departe, sigur că toate aceste reguli de distanțare care au fost edictate sunt utile, dar foarte greu de pus în practică. Foarte greu de pus în practică. În cele din urmă am văzut că se pot ține slujbe în biserică. Eram într-o situație în care păcănelele funcționau, dar bisericile nu. Adică suntem într-o situație ilară. Foarte, foarte ciudată. Și vom vedea cum vor evolua lucrurile. Și mi-e teamă că momentul în care va trebui să ne întoarcem la activitatea economică normală, ne vom confrunta cu un val de șomeri nemai întâlnit până acum, decât eu, nu știu, poate în perioada anilor 90 ceva, când au... Cea mai gravă criză economică în perioada post-decembristă și probabil, și din perioada comunistă, aș putea spune, pentru că măsurile economice de unei primar întârzie să apară. Măsurile economice nu reprezintă decât, intervențiile de natură economică, această susținere la șomajului tehnic. Asta e singura intervenție de natură economică reală, ca să spun așa. Nu reprezintă o soluție sau reprezintă o soluție temporară. Trebuie să fie stimulat sectorul economic. Dar în momentul în care tu închizi pe când, din martie, aprilie, mai, iunie, iată, avem 4 luni, da? În care, aproape 4 luni, în care situația este blocată pe zona de restaurante, pe zona de hoteluri și așa mai departe, cum poți pretinde în momentul de față să ca aceste business-uri să poată funcționa? Bun, mai avem o știre de ultimă oră. Astăzi în Parlament a fost votat proiectul de lege inițiat de Partidul Social Democrat privind impozitarea pensiilor speciale cu 85%, domnule primar. Dar s-a luat o jucărie PNL-ului în momentul de față. O jucărie pe care tot o foloseau. Și USR-ului, că USR-ul a avut și el un... Domne, PSD-ul face, PSD-ul nu vrea și așa mai departe. Uite că li s-a luat jucăria. Cum jucăria? Să zicem, ei nu au fost în stare să o facă. PNL a promis, când a zis Aleș Bogdan, că în 30 de zile eliminăm pensiile speciale. Eliminăm pensiile speciale. Da. De la momentul la care au ajuns la guvernare. Au trecut. Da? Nu, dar aduna mai mult pentru că s-a dorit a fi identificată o soluție tocmai pentru a fi nedeclarată neconstituțională această măsură de către curte. Acum este cale liberă pentru dublarea alocațiilor. Corect. Și pentru respectarea legii pensiilor, nu? Așa este. Da? Credeți că se va întâmpla dublarea alocațiilor, majorarea cu 40% a pensiilor. L-am văzut pe domnul Câțu foarte preocupat să scutească de impozit pe cei care au afaceri cu jocurile de noroc. Tot pe Cănele, mă repet, dar asta e. Se pare că un secretar de stat ar fi implicat în E foarte preocupat de acest domeniu, așa cum foarte preocupat sunt și liderii dâmbovițenei, Partidul Național Liberal, în a-și angaja rudele, soțiile și așa mai departe, postul Călduț la instituții centrale. Da. Da? Adică despre asta discutăm. Suntem într-o perioadă în care din ce în ce mai mulți români realizează ipocrizia celor de la PNL. Da? Specialiști zero, nepotism cât cuprinde, iar soluțiile pentru popor zero,
plus ignorarea și disprețul, chiar disprețul pentru oameni. Pentru că în momentul în care tu, ca premier și președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, atenție, numărul 1 în România pe ceea ce înseamnă lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Îți permis să fumezi în birou, în guvern. Îți permis să bei împreună cu jumătate din guvern. Da. Asta nu poate însemna decât un dispreț total față de român. Mă întreb dacă acolo erau reprezentanți ai Partidului Social Democrat. Oare ce s-ar fi întâmplat și ce ar fi fost de PNL, de USR, de președintele Iohannis? Președintele Iohannis care n-a scos un cuvânt pe subiectul ăsta. N-a văzut, n-a auzit, nu știe ce s-a întâmplat și a sărbat omul ziua. Păi asta este, că și-a sărbat omul ziua. Despre asta e vorba? Nu e vorba despre asta. Este vorba despre semnalul pe care îl transmiți. Păi dacă tu, ca și premier și președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, îți permis să încalci propriile legi. Atât și câte încălcări, că era la un moment dat un concurs, câte încălcări sau... Fără mască, da, cu băutură, cu țigări, cu deci trabuc. În momentul în care Trabuc și nedistanțare socială. Da. Trabuc cu mănuși. Domnul Aurescu, de altfel... Asta e New Wave. De altfel, o persoană despre care aveam o părere foarte bună. Aveam și înainte, da. Până da? Cu scandalul, cu sărbătorirea tratatului, centenarului tratatului de la Trianon. Da, când era interzis. Și ce e mai grav? N-a interzis, a executat un ordin, ca să fim foarte exact. Mai grav. Ce este mai grav este că acel comportament de sfidare a românilor are continuitate. Am văzut că fumatul în ședința de guvern, bineînțeles după ce presa este invitată să iasă, reprezintă o constantă pentru premier. Ce ar mai fi de comentat în legătură cu acest subiect? Ba, am văzut pe doamna vicepremier ieri venind la Târgoviște și am văzut pe cei de la PNL încercând să profite la modul cel mai josnic, vă rog să mă credeți, de un proiect al primăriei municipiului Târgoviște în colaborare cu Asociația Militarilor Veterani și a militarilor cu dizabilități. Acest subiect vreau să-l abordez acum. Da? Am văzut postarea liderului PNL Aurelian în luna, să fiu mai exact, că ei habar n-aveau de chestiunea asta, în luna februarie 2018 a fost ședință de Consiliul Local prin care municipiul Târgoviște cedează în folosință gratuită 10 hectare la Mănăstirea Dealu, cu două clădiri importante, una de vreo 2600 de metri pătrați și alta de vreo 5000 de metri pătrați, în vederea realizării unui centru dedicat militarilor veterani și a militarilor cu dizabilități. Iar în aprilie 2018 se și preda amplasamentul către asociație. Sigur că de aici să vină doamna Turcan cu ministrul apărării și mai era ministrul fondurilor europene, cred că a fost ministrul fondurilor europene, da? Boloș. Da. Și să spună că e un proiect și cei de la PNL să spună că e un proiect al Partidului Național Liberal, e o mare, cum să spun. A fost înainte prefectul județului. E o diferență uriașă. Bineînțeles că atât pot, atât fac, da? Au spus acolo, domne, că va fi o axă pentru așa ceva. Păi o axă de finanțare, în primul rând, eu nu am văzut să existe lansată în momentul acesta. Da. În al doilea rând, dacă voiai tu ca și guvern să finanțezi așa ceva, trebuia să vii să discuți cu proprietarul care este municipiul Târgoviște, proprietarii sunt târgovișteni, nu să te duci tu acolo și să îți faci campanie electorală. Că de fapt asta s-a întâmplat. Asta e substratul, da. Asta s-a întâmplat. Și au făcut campanie electorală, organizat acolo frumos o conferință de presă și așa mai departe. Hai să-i prostim pe român că noi ne pricepem foarte bine la asta. Nu mai merge. De aceea am avut și o reacție prin care am vrut să fac puțină lumină în legătură cu acest subiect. M-a amuzat. Și a apărut o contrareacție. M-a amuzat acea reacție. Dintr-o dată
erau foarte, foarte preocupați de soarta veteranilor și așa mai departe. În contextul în care habar n-aveau că există această asociație, da? La momentul la care noi ne întâlneam și puneam bazele acestei, și puneam bazele acestei colaborări. Mă rog, asta e o discuție mult mai amplă. Am văzut că târgoviștenii au sancționat acest, cum să spun, această încercare de manipulare. Jenantă de manipulare și o campanie electorală mascată și profitând de suferința unor oameni. Președintele asociației, domnul Apostol, a avut mult de suferit. A fost rănit și așa mai departe. Și iată că ei au profitat de aceste... De chiar aceste și dumneavoastră ați avut mai multe runde de întâlniri cu conducerea acestei asociații. La momentul, la acel moment sau în momente în care, repet, liberarii nici măcar nu au auzit. Dar, mă rog, ăsta e un subiect. Să dea Dumnezeu să se facă. Da. Să se facă, să dea Dumnezeu, dar aici suntem. În această, să dea Dumnezeu să se aloce bani, să se găsească acea axă de finanțare, să se finanțeze și așa mai departe. Însă chestiunea importantă este că o finanțare de 10 de milioane de euro nu se obține așa că vii tu și dai un interviu și spui că o să dăm acea finanțare. E nevoie de un studiu de fezabilitate, e nevoie de un consultant, e nevoie de un proiect, e nevoie de cerere de finanțare, durează evaluarea, după aceea e nevoie de contract de execuție, e nevoie de o grămadă, de o grămadă de formalități. Da? Am văzut că ieri s-a rezolvat această situație. A spus, domne, gata. Au fost vorbe goale, promisiuni. Păi nu, dar am văzut că vicepremierul, dacă tot a finanțat, a văzut acțiunea Ministerului Culturii cu LGBT-ul ăla și porcăriile alea. Nu știu, uneori vă rog să mă credeți, am senzația că nu este adevărat ceea ce văd că se întâmplă. Da, și, da, pe ce se duc banii. Foarte clar, da. Putem vorbi aici de discriminare și așa mai departe, pe teme de orientare sexuală și așa mai departe. Însă nu cred că ce se întâmpla acolo era artă. Asta, aici mă pot pronunța. E vorba de gusturi aici. Nu mai e vorba de altceva. Da? Aruncat Turcan, dacă a și finanțat, înseamnă că i-a plăcut arta. Eu am văzut-o pe doamna vicepremier. Dacă aș fi eu prezent la întâlnirea aia și cu reprezentanții presei, chiar aș fi vrut să o întrebe doamna vicepremieră Luca Turcan cum dăm bani publici, că domnia s-a finanțat, am înțeles, la Ministerul Culturii acea acțiune, nu știu cum să denumesc, ce arte era, ce legătură avea arta cu, da, mă rog, finanțez așa. În legătură cu asta ne putem pronunța, numai departe că suntem sancționați de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, da? Dar putem spune că mi-a plăcut și mie nu mi se părea că e artă. Erau bani, de fapt, bani aruncați, da? Pe anumite... Nu sunt aruncați pe fereastră. Nu. E vorba de satisfacere unor anumite interese. Interese, da. De natură financiară, de natură electorală și așa mai departe. Acolo se învârte toate aceste lucruri pe care nu le înțelegem. Ele, de fapt, au un substrat. Și acesta e cel de care am discutat mai devreme. Bun, trebuie să luăm publicitate, oameni buni. O să revenim în partea a doua, după un scurt moment comercial, doamnelor și domnilor. O să continuăm dialogul cu domnul primar, o să aflăm stadiul marilor proiecte de investiții și o să începem cu zona centrală, care se schimbă radical, zona centrală a municipiului Târgoviște, doamna și noi. Chiar în următoarele zile va fi inaugurată Piața Revoluției și vedeți și noastră ce se întâmplă. Piața Tricolorului, într-adevăr. După care urmează și alte zone din jurul Piaței Tricolorului. Ne referim la cinematograful Independența, Piața Revoluției, Parcul Mitropoliei și așa mai departe. Publicitate, revenim imediat. Da, am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm dialogul cu primarul municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stan. Iată proiecte pentru dezvoltarea Târgoviștei. Vorbeam de marile proiecte, pentru că în următoarea perioadă, chiar în această vară, vor fi inaugurate câteva dintre acestea și începem cu zona centrală, domnule primar. Piața Tricolorului va fi inaugurată. Este în momentul de față
cum să spun, avem o dificultate pentru că plouă mai tot timpul. De vreo lună de zile tot plouă, tot plouă, tot plouă, tot plouă. Până joi am zis. Până încă o săptămână, adică. Încă o săptămână? Da, da, da. Eu am văzut marți ploaie. Anunțată că m-am uitat să văd, pentru că avem foarte multe lucruri, nu numai piața Tricolorului care este aproape de finalizare, lucrăm la la ultima zonă, a început și la statuie să se refacă soclul, de asemenea se va reface jardiniera din jurul monumentului, din fața Czech Bank, lucrăm la fântâni, la acele 5 fântâni perimetrale pe care le avem, la vegetație și așa mai departe, pentru că tot vorbim de vegetație, vreau să menționez anumite lucruri, pentru că am făcut o evaluare așa a ceea ce înseamnă arbori și arbuși pe proiectele pe care administrația locală le are în derulare în momentul de față. Și am constatat că pe cele 6 proiecte care implică o componentă serioasă de amenajarea spațiilor verde, și mă refer la nou parc de la Umegară, la parcul de lângă complexul turistic de natație, la skate park, la piața Tricolorului, la piața Revoluției și la Parcul Mitropoliei, la proiectele care vizează reabilitarea acestor zone, avem undeva la 3.000 de arbori și de arbuști care sunt plantați sau urmează să fie plantați. De asemenea, tot aici mai avem undeva la 8.000 de plante floricole, plus vreo 16.000 de metri pătrați de gazon. Dacă la asta mai adăugăm și vreo 250.000 de flori și vreo 1.500 de arbori și arbuși plantați de către Ecosal, de către Societatea Administrației Publice Locale, ne facem o idee cam ce înseamnă investițiile și în această zonă a spațiilor verzi, a protejării mediului înconjurător până la urmă. Și eu spun că odată ce aceste proiecte vor fi finalizate sau vor începe să se finalizeze, vom avea o zonă foarte, foarte frumoasă, o zonă verde, un oraș mai primitor din acest punct de vedere, și acesta este și unul din obiectivele pe care noi le urmărim. Acum, legat de proiecte. Săptămâna aceasta începem să trăim momente frumoase, momente de satisfacție pe aceste proiecte de care discutăm. Păi după vreo 30-40 de ani, pasajul către anii noastre se prezintă în condiții impecabile de trafic. Și lucrul ăsta, cine a trecut pe acolo își poate da seama că așa este. Calea de rulare a fost asfaltată în două straturi. Mai avem de finalizat rosturile pe calea de rulare și acolo se finalizează intervenția. Sigur, mai sunt trotuarele de completat parapetul. De asemenea, Lea Sinaia, dacă ne-ar fi ajutat timpul, era gata integral până la momentul acesta. Am început să asfaltăm tot în weekend. Am continuat și zilele trecute. Astăzi ne-am oprit că n-am mai putut să continuăm. Însă avem nevoie numai de o zi, două, de timp bun și finalizăm și Aleea Sinaia. Știți că săptămâna trecută a fost finalizată strada Magrini. În acest context, avem un tronson de centură a municipiului Târgu Ocri. Un tronson important. Pornind de la pasajul de la Aninoasa, Aleea Sinaia, strada Magrini, podul de la Valea Voievozilor, calea Ialomiței, calea București, partea care interesează centura, finalizată. Da. Un lucru foarte, foarte benefic pentru participanții la trafic, cu precizarea că în perioada următoare se va intra la asfaltare și pe Petru Cercel și pe la Minorul. De asemenea, că toți suntem la proiect... Iertați-mă, ce se întâmplă cu rețeaua de canalizare acolo, că am văzut urmarea acestor ploi abundente? Deci acolo se întâmplă de ani și ani de zile lucrul acela. Însă, noi lucrăm la 3 stații de pompare pe proiectul de centură în momentul de față. Vă garantez că finalul acestui an va reprezenta și finalul problemelor pe întreaga centură și pe alte zone din municipiul Târgoviște. Avem o stație de pompare care se face exact pe Petru Cercel, exact în vecinătatea zonei, cu o capacitate de 2400 de metri cub pe oră, cea mai mare dintre stațiile de pompare la care lucrăm. Asta înseamnă că va fi
absolut suficientă pentru a prelua orice volum de apă din zona respectivă. De asemenea, mai avem o stație de pompare care se face pe strada Magrini, lângă podul de la Valea Voivozilor, pentru preluarea apelor dinspre Răzvada, Ninoasa și așa mai departe, și de pe toată zona centurii, inclusiv strada Magrini, că și acolo avem o problemă iarăși de ani și ani de zile, și o altă stație de pompare care se face lângă complexul turistic de natație din Târgoviște, de asemenea, o investiție foarte, foarte utilă. Toate aceste investiții se fac pe proiectul de centură a municipiului Târgoviște, se lucrează la ele, nu mai durează foarte, foarte mult, chesoanele sunt aproape închise, chesoanele reprezintă acele structuri din beton, unde vin pompele și de unde apa va fi împinsă către rețeaua de canalizare. Stații de pompare sunt necesare pentru că rețeaua de canalizare pe anumite zone este la un nivel superior cele de unde se preiau apele. Deci până la finalul anului, problema apelor pluviale de pe Petru Cercel, de acolo e problema cea mai importantă, va fi rezolvată. Și aia de la pasajul ăla de la Rumbuț, acolo mereu s-a acumulat. Acolo au fost niște disfuncționalități legate de stația de pompe provizorie pe care o avem acolo, însă apele din acea zonă sunt preluate tot de către rețeaua care ajunge la Petru Cercel și după aceea în stația de epurare de la ieșirea din Târgoviște, în cartierul Matei Voivod acolo. Da? Deci toată această problemă, pentru că și zona aceasta face parte din centură de care discutăm, zona din Rândus. Deci toate aceste probleme vor fi rezolvate prin cele trei, numai puțin de trei stații de pompare pe care le realizăm. De aceea am spus eu că proiectul ăsta privind centrul municipiului Târgoviște este deosebit de important. Și iată că de data aceasta merge și merge bine, în pofida ceea ce mai susțin unii și alții, că până la urmă suntem într-o perioadă preelectorală, aproape electorală în momentul de față, da? Iar unii ar fi foarte fericiți, deci n-ar putea să doarmă de fericire dacă în orașul acesta nu s-ar întâmpla nimic pe această zonă a investițiilor. Ar spune, domne, n-au făcut nimic. Și acum, că se fac atât de multe, rog, spune, domne, tot orașul e un șantier, nu se poate. Mă, fraților, chestiunea aceasta este foarte simplă. Pe orice program de finanțare care se adresează unităților administrative teritoriale, există niște etape. Există etapa pregătirii proiectului, depunerii proiectului și a cererii de finanțare, etapa finanțării și execuției. Da? De aceea sunt foarte multe proiecte care, în momentul de față, sunt în faza de execuție. Nu că ne-am dorit noi lucrul acesta neapărat, dar acesta este cursul normal al unei investiții finanțate din fonduri nerambursabile. Avem vreo 400 de milioane fonduri nerambursabile. Totală a fondurilor nerambursabile. Pe acolo suntem în momentul de față. Păi acestea sunt marile investiții pe care le facem. Școlile, grădinițele, creșele, cinematograful Independența, parcurile. Toate acestea se fac pe fonduri nerambursabile. Astăzi am avut o discuție cu constructorii de la școala 8, creșa 13, 14. Am stabilit foarte clar prioritățile, am stabilit foarte clar că finalizarea școlii Mihai Viteazu trebuie să aibă loc în această vară, deși termenul de execuție este cumva mai îndelungat, pentru că cei care au nevoie de această unitate de învățământ, și mă refer la copii, la cadre didactice și așa mai departe, trebuie să se întoarcă în casa nouă când va debuta anul școlar. Nu știm cum va debuta anul școlar, nu știu ce se va întâmpla. Eu precizez că nu avem unde să amplasăm curturi la școala Mihai Viteazu. Sincer, transmit doamnei ministru al educației chestiunea aceasta, nu avem unde să punem, pentru că acolo avem construite încă 7 corpuri de clădire. Deci n-ați prevăzut. Facem o bază sportivă frumoasă, schimbăm împrejmuirea, reabilităm cu totul clădirea nouă, mărim sala de sport. Proiectul este la 70% în momentul de față. Asta e o veste, cred că e o foarte bună pentru
pentru elevi, pentru cadrele didactice, este undeva la 70% în momentul de față, dar și nu am prevăzut spațiu, nici finanțarea europeană nu ne permitea să prevedem spațiu pentru corturi, pentru corturile în care vor învăța copiii. E o idee năstrușnică. Virula, ca și multe altele ale doamnei ministru, sinistrului ministru. Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Da. Pentru că ideile năstrușnice, cum a spus dumneavoastră, avute de un ministru, produc efecte în întreg sistemul. Devastatoare. Aici este problema pe care o avem. Ca și ideile pe care le are domnul ministru al dezvoltării. Aș întreba eu ministerul dezvoltării, de ce după investirea noului guvern, termenele de plată pe ceea ce înseamnă fondurile europene s-au dublat? De ce? Înainte banii veneau în 10-12 zile, acum banii vin în peste 30 de zile. De ce? Asta este o întrebare. Pentru că în acest context nu facem decât să întârziem niște proiecte esențiale pentru comunitățile locale. Nu sunt proiectele administrațiilor PSD, nu sunt proiectele primarilor PSD, sunt proiectele comunităților locale. Eu sunt membru al acestui partid de când, la Partidul Social Democrat, de mult timp, de când am intrat în politică. N-am fost, cum să spun, un politician așa care să se lege cu lanțurile de partid și așa mai departe, însă pot să fac o comparație. Chiar dacă pot părea subiectiv, dar pot să fac o comparație. Și pot să compar, spre exemplu, faptul că vechea guvernare a dat municipiului Târgoviște 27 de milioane de lei prin ultima rectificare bugetară, iar actuala guvernare n-a făcut pe ceea ce înseamnă rectificare bugetară, n-a făcut decât să ne ia vreo 200 și ceva de mii de lei din bugete. Prima dată în 5 ani când sunt nevoiți să fac o rectificare bugetară negativă la municipiul Târgoviște, din cauza faptului că guvernul, în loc să ajute comunitățile locale, ia bani de la comunitățile locale. Ce ar mai fi de spus? Că și chestiunile acestea cu COVID se laudă. Domnule, zice, n-avem mortalitate. Ba, mortalitatea este, cum să spun, îngrijorătoare în România. Este cea mai mare din regiune. Da, și se laudă că au gestionat foarte bine. Da, cum se spune pe aici, că prin sediul PNL, Dâmbovița, că am avut numai 1000 și nu ce... Numai 1000. Numai 1000 și ceva. Cum poți să spui 1000 de morți? Cea mai mare tragedie de după război, această pandemie. Dar cu efectele pe care le-a avut. Dar mă rog, combaterea pandemiei s-a făcut în principal. Cum? Unor guvernul s-a așezat la masă, facem un exercițiu de imaginație, cu țigara în mână, la un trabuc și un whisky și un... Era ce era? La Gabulin, parcă beau băieții. Păi nu, dar asta era, nu beau alte... Da? Așa? Vin de guvernul României, nu vorbim. Bun. Și spunem, ia să vedem cum facem, noi trebuie să dezinfectăm scările de bloc, să punem dispensere, să punem gel, oamenii nu prea au... Cum facem noi? Domnul prim-ministru, am găsit soluția, și vă pe domnul Câțu, avem bani la buget? Nu avem. Dar lasă că au primăriile. Hai să dăm. Primăriile au obligația să facă asta, fonduri de unde? Le dăm fonduri? Le dăm domnul prim-ministru, le luăm. Le luăm. Cam așa s-au derulat lucrurile, din păcate lucrurile așa s-au derulat și din păcate lucrurile se îndreaptă în această zonă într-o dinamică destul de accelerată. Din păcate. Bun, haideți că să termine emisiunea. Vorbim de celelalte proiecte, domnule primar. Mă interesează cum stați cu fondurile la încasări, la bugetul local, ca să demarați odată. Minusul de 50 de milioane. Forță, minusul de 50 de milioane nu poate fi acoperit. Cu toate acestea, la finalul acestei luni, vom fi în situația de a intra din nou în forță la stadion. Și asigur pentru târgoviștenii că nu am abandonat acest proiect. Da, mai sunt unii care... Văd că asta e. O să iau, apropo de chestiunea asta, o să le luăm jucăria celor de la PNL cu stadionul când vom intra din nou acolo. Că aia e o jucărie. Au câteva jucării pe care n-au venit cu un proiect să spună, domnule, uite asta propunem noi ca și investiție. Vă dau cuvântul de onoare, că aș fi cel mai încântat să văd grupul de consilieri locali, Partidul Național Liberal, venind în Consiliul Local și spunând,
dragi colegi, domnule primar și așa mai departe, uite, noi avem următoarea investiție pentru municipiul Târgoviște, are valoarea de atât, poate să fie și 30.000 de lei, 30.000 de euro. Fondurile din care o facem sunt următoare, pentru că aici este, aici este marea, cum să spun, adică să identifice sursa. Aici, aici este marele secret. Da, spun că au guvern, au ministerul, au ministerul fondurilor europene, au ministerul dezvoltării, acolo se duc și se angajează foarte mulți peneliști. Am văzut că face o epurare politică în momentul de față, adică au obosit Orban, care zice că domnul o să obosesc din de afară. Acum obosește angajând, da, peseliști. Da, da, da. Angajează, angajează, rude, ce domne care criteriu să cu cine? E rudă cu cineva? Nu e, n-are voie, domne. E rudă cu cineva? Da, păi, e rudă cu, da, uite, a, bun. Astea sunt condițiile. E rudă cu Vigil Guran. Da, e, da, e bun. Hai, e bun. Hai să semnăm. Nu numai Guran, sunt foarte multe nepotism. Am dat un exemplu mai atât. L-am văzut pe domnul, da, cum să spun, domnul ministru Grin, Ștefan. Este campion din acest punct de vedere. Bun, spuneam că au... Bun, haideți să revenim la stadion, că am văzut, apropo de stadion, că am văzut și Pro-România. Dumnezeu, au reclamat la Ministerul Culturii cum ați obținut avizul primăria municipiului Târgoviște. Știți că Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, ne-a mărturisit aici, face o analogie cu o replică celebră din Bet de la Munte și la Mare. Când se îmbată, face sesizări. Ai prins-o? Chiar așa era. Dacă... Când se îmbată, face sesizări. Eu sunt... Cum să reclamă primăria Târgoviște la Ministerul Culturii? Eu am spus și repet, eu nu sunt un politician excepțional, dar am văzut multe lucruri în politică și nu mă mai miră absolut nimic. Deocamdată, mă abțin în a da replica cuvenită. Deocamdată. Însă, această replică va veni. Și voi spune multe lucruri pe care poate târgoviștenii le cunosc sau pe unele nu le cunosc, pentru că nu pot permite ca o investiție importantă pentru municipiul Târgoviște să fie maculată de unii care, să mă ierte Dumnezeu, nu pot demonstra că au făcut ceva în viața asta. Bun. Și mă opresc aici pe acest subiect, dar, repet, voi reveni, pentru că sunt convins că lucrurile nu se vor opri aici. Nu se vor opri aici. Eu nu sunt, le face eu... și nouă deliciul presei. Știți că astea sunt deliciul presei și deliciul cititorilor, domnule primar. Eu știu, dar interesul nu este neapărat acesta. Interesul este a realizării unor lucruri importante. Păi tocmai, nu, pentru, dar mi se pare anapoda, să reclami primăria Târgoviște la unul dintre ministere, domnule, cum a obținut avizul ca să reabiliteze, să modernizeze stadionul Eugen Popescu? Lucrul acesta se pare total anapodă. Ba nu, înseamnă că nu vor această investiție, că nu se dorește stadionul. Concluzia, o trag telespectatorii. Vreau să mai subliniez un aspect. Așa. Referitor la clubul de fotbal, că tot se discută la fotbalul Chindia. Când eu am preluat administrativ municipiul Târgoviște, când am ajuns primar, Fotbal Club India juca în Liga 3. Era pe divizia IQ. Și avea datorii de miliard. 17 miliarde. Nici vorbă să se pună în discuție vreun stadion, promovări și așa mai departe. S-a promovat de două ori succesiv. Da. S-a ajuns în Liga 3. Bineînțeles că au crescut și pretențiile. Au spus, domnule, vrem să... pe bună dreptate. Da? Ei bine, în momentul acesta, echipa are în construcție un stadion. Da. Nu se înregistrează datorii față de nimeni. Nici față de jucători, nici față de furnizori și așa mai departe. Iar perspectivele sunt unele foarte bune. Sigur că în Liga 1 este mai rarefiat. Da. Iar noi nu ne putem permite un buget atât de mare, noi mă refer la Primăria Târgoviște și Consiliul Județean, ca să fim foarte clar, cine finanțează această echipă de fotbal. Nu ne putem permite un buget extraordinar de mare. Dar cu toate acestea facem efortul, tocmai datorită faptului că fotbalul este un sport iubit în Târgoviște, dar și în județul Dumnezeu, dacă ne fim la Consiliul Județean, pentru că această echipă să nu aibă probleme
din punct de vedere financiar. Lucrurile nu sunt foarte complicate. În rest, ne-am propus să facem stadion, am depus nu știu ce, am făcut... De 20 de ani aud aceste replici, fără ca cineva să fi bătut măcar un cui la stadion. Cam așa stau lucrurile și, repet, veți vedea că la finalul lunii o să venim cu noi informații despre stadion și cu vești foarte, foarte bune. Bun, celelalte proiecte, transportul public, care sunt noutățile, dar foarte... Iată că și transportul public. Acum, toată lumea... Vorbeam cu Gabi, cu Gabi Boriga. Avem o discuție de analiză pe acest proiect și mi-arată un mesaj al primarului din Oradea care spune: domne, vor veni 4 autobuze Mercedes și unul Mercedes-Benz Citaro hibrid în Oradea. Și atunci noi, bă, dacă noi aducem 28 de autobuze Mercedes, înseamnă că suntem și noi acolo la masa ăstora bogați din acest punct de vedere. Sigur, Oradea le cumpăra pe bani de la buget, din câte am văzut, noi cumpărăm pe bani europeni. PNL-ului îi place să dea exemplu pozitiv Oradea. Am spus și noi acum. Deci noi cumpărăm 28 de autobuze pentru care avem semnat contractul de furnizare. Repet, avem semnat contractul de furnizare cu Mercedes-Benz. Sper ca toamna aceasta să ne vină un prim lot. Sper. Dacă nu, cu siguranță, în iarnă, vom avea autobuzele în Târgoviște. Prima etapă a proiectului de modernizare a transportului public. De asemenea, în paralel, se va lucra la Bulevardul Mircea cel Bătrân, la Bulevardul Regele Carol, la pasajul de lângă PAFCOM. Vom face un depou foarte mare lângă complexul turistic din Natație, 2 stații de capăt. De asemenea, vom moderniza toate stațiile de traseu din Târgoviște și vom implementa un sistem de management al traficului de natură să ne permită să gestionăm foarte bine transportul public în Târgoviște, în cadrul unui complex de proiecte în valoare de 163 de milioane. Cred că ne apropiem de finalul emisiunii, însă n-am vrut să nu amintim de un proiect care va influența, fără doar și poate, în mod absolut pozitiv, viața târgoviștenilor. E regulă, da. Un proiect care va influența absolut pozitiv viața târgoviștenilor, transportul public în comun, se va moderniza radical, stimați prieteni. Târgoviștea va arăta cu totul altfel după ce va fi finalizat și acest proiect. Că aici e vorba de un complex de proiecte, numai de achiziția de autobuzul anului Mercedes Citaro hibrid, doamnă și domnul, autobuz care deja circulă pe străzile Madridului. Nu numai de aceste achiziții la nivelul autobuzelor, ci și de reabilitări și modernizări de artere rutiere principale din municipiul Târgoviște. Domnule primar, mulțumim pentru prezență, mult succes în continuare, vă mai așteptăm și cu alte informații de bine, informații utile telespectatorilor târgovișteni, dâmbovițeni și numai. Mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi. Motorul emisiunii este același: nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla, și Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!